Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Iată la bază o mașinuță superbă, excepțională și demențială. Dacă ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, TikTok sau oriunde, puteți vedea cu un proiect anterior sau dacă nu, vă las aici în dreapta sus, da? Mașina care am făcut-o înaintea acestei mașinuțe, vorbim de un Dodge Challenger 2023 și el. Și iată încă un Chevrolet Camaro 2023, o mașină excepțional de frumoasă, doar că acesta are motor de 2 litri, Dodge avea motor de 5.7. Deci fiecare frumos și power în felul lui, dar bine că putem să-l ajutăm noi cu un pic de power, să zic așa, tonific, da? Pentru că avem evacuare de tor, care o să vi le arăt imediat, care sunt super prestabile pentru aceste variante, cum sunt și ele. Bun, hai să intrăm un pic înăuntru să vă zic cât de multe pot să-i fac, cât de multe ar mai putea primi această mașinuță în cazul în care vreți vreo opțiune de la noi și câte se pot realiza. Cam așa arată această frumusețe pe interior, dacă o vedem, extraordinar de frumoasă, da? Și hai să începem să enumerăm un pic toate posibilitățile care le poate și el primi. În varianta 1, întotdeauna când intru într-o mașină, mă uit de sus în jos și încep detalierea. Numărul 1, începem din plafon, da? Bineînțeles, plafon stelat și luminițe în plafon, bla bla bla, putem face, dar sincer să vă zic, mie mi se par țărănisme, nu-mi plac. Alea nu. Lumini ambientale, da. Mă iertați dacă sunt puțin mai, să zic așa, mai direct. Fiecare cu gusturile lui. Mie nu-mi plac în plafon. Eu, de exemplu, mai ales la o mașină nouă sau la orice mașinuță, nu aș desface plafonul, mai ales cele cu trapă, cele cu înalta, pentru că dacă nu este perfect reintegrat, numai zdroncăne și vă dați seama că acolo sunt foarte multe accesorii care trebuie implementate, începe să zdroncăne iară de jos plafonul, iară realinează-le. Bine, asta în cazul unui montaj necorespunzător. N-am montat încă plafon stelat, nu știu, dar sincer, dacă mă urmăriți, știți bine că am peste 1000 ceva de videoclipuri și foarte multe mașini realizate față de ceea ce vă arăt pe YouTube, în afară de ele am de mult mai multe ori mașini realizate. Dar știu ce înseamnă să desfaci ceva care este gata, clipsat acolo într-un mod perfect și să te apuci să faci ceva totuși frumos, dar poate cu mici defecte, cu mici lipsuri și după care iară să lucrezi încă o dată la o asemenea gadget, e, după aia, să zic așa, deci dacă iar trebuie de la jos plafonul văzut unde troncă, unde bate, iar realinezi și după aia la cald, la rece se contractează, îs mici deranjuri. Bun, dar hai să trecem peste. Vorbim în partea de sus. Aici am putea găsi o variantă de camere de vedere, de monitorizare trafic, atât față cât și față spate, atât în varianta 4K cât și în varianta lui de Full HD, da? Cu filmare permanentă sau cu filmare, de exemplu, doar în trafic sau doar față sau doar față-spate. Pentru ce te ajută? Că, de exemplu, dai această mașinuță, soția, bunica, bunicul, copilul sau orice altceva care, să zic că e agresat în trafic și nu se poate apăra, da? E în acel caz foarte simplu, ceea ce poți să realizezi va fi partea de a vedea și a monitoriza toată problema de la A la Z. Vreau să închid clima pe partea aia, ok? Și să-mi bată mie frumos doar aici, așa, pentru a putea face o filmare superbă. Bun, asta este varianta number 1. Camera de trafic. Varianta a doua. Hai să coborăm puțin mai jos. Nu i-am ascultat încă sistemul audio. Văd că are un Bose, da? Un Bose. Ok? Care precis este bun pentru că Bosele întotdeauna a fost forță și a fost ceea ce trebuie. Dar în acest caz o să-l ascult și o să văd dacă este vreo diferență în cazul în care se poate îmbunătăți. La Dodge, ceea ce am ascultat, am auzit foarte clar că îi lipsește partea de tweetere, da? Iar la partea aceasta, adică nu-i plafonarea sunetului parte de sus, sună într-un mod destul de slăbuț, da? Dar în schimb e foarte agresiv pe bas.
În cazul în care, de exemplu, o asemenea mașină sau oricare mașină ai zgomote de exterior sau nu-ți convine partea de antifonare sau partea de izolare, foarte simplu, putem pune un bitum frumos pe uși, pe podea, peste tot și putem să-ți bituminizăm toată partea de jos sau de laterale și îți face mașina mult mai silențioasă. Plus, ce feedback-uri mișto am, că în cazul acesta el poate foarte elegant ca să îți îmbunătățească și partea de telefonie care îți lucrează cu sistemul. Mă uitam aici că dacă eu modific aici clima sau ceva, da, mi-arată clima, iată, pe sistem. Bun, poate vă întrebați de ce am logo, o să vă arăt imediat aici partea de logo, de ce, cum este posibil să fie logo permanent pe el. Next! Trecem de partea de sonorizare, trecem de partea de antifonare, hai să coborăm puțin mai jos, da? Ei, putem pune, de exemplu, mă uit la această mașinuță și putem pune niște lumini ambientale, care le fac, da, ceva superbe, ceva care se merită, ceva să-ți vină frumos aici, curbat acolo, poate și curbat în sus, dacă tare m-aș chinui, aș putea să fac și această variantă, da? Și în cazul acesta aș putea să fac să aibă o tentă, de exemplu, un turcoaz sau un alb frumos, tot cu roșu jos sau invers, dacă vrei, sau mai tare roșu jos, mai light partea de frontală și de uși, tot ce este în toate direcțiile, da? Deci pot să customizez dacă vreau mai tare sus, mai încet jos sau mai tare jos, mai încet sus, dacă vreau o culoare sus, dacă vreau o culoare jos și să spun și la muner, să spun și la buzunar, dar nu prea am buzunar aici, să spun la picioare față, la picioare spate și în toate trimurile, uși, față, spate, tot. Deci lumini ambientale superbe. După aia, hai să coborăm mai jos un pic de bord. Ia, ajunge la partea de engine start stop. E, acolo ce pot să-ți fac? Dacă nu, iată, ai această cheie cu 4, chiar cu 5 funcții, da? Și poți să-ți integrezi aceste chei smart. Aceste chei smart sunt niște chei inteligente care ce fac? Acum v-am scos 2-3 monstre, da? Care sunt ele express, să zic așa, care s-ar preta pentru ele, dar am și alte variante care aceste chei în principiu poate să-ți ofere la orice mașină, numai să ai keyless go, adică să poți să-ți punești mașina din buton, să nu necesite să introduci cheia undeva. În momentul când te îndepărtezi, îți închide mașina. În momentul când te apropii, îți deschide mașina. În momentul când tu vii, de exemplu, cu mâinile încărcate, în acea variantă, tu foarte elegant poți să îți dai o bifă la trancon și odată bifată această operațiune, el îți va deschide haionul electric în cazul în care ai haionul electric la orice tip de mașină, da? Dacă n-ai haion electric, poți să-ți montezi pe orice tip de mașină. După care, mai poți să-ți faci secțiunea de introducere număr de telefon, pierzi cheia, poate să-ți o înapoieze cineva, dacă chiar vrea, poți să-ți monitorizezi mașina, prin el este full touch, are butoane fizice, are butoane digitale, are tot, ele nu sunt încărcate în momentul de față, dar sunt niște chei superbe, pentru că sunt crude încă, sunt noi nouțe, nu sunt utilizate, doar am vrut să vă arăt că am și aceste funcții de keyless entry, keyless lock, sau cum se zice, da? Așa, doar că trebuie să ai keyless go. Dacă nu ai keyless go, la multe mașini poți să-ți faci și keyless go în principiu. Următoarea etapă, dacă ai mașină, n-ai încălzire în scaune, poți să spun încălzire în scaune atât față cât și spate, monitoare TTR doar aici este destul de mic locația în spate, deci nu neapărat ai nevoie. Da, pornirea din ceas inteligent din telefon, ți-o fac de la multe americani, doar că asta e varianta europeană cu motorul mic de 2 litri, poți să-ți fac să spunească mașina inclusiv și din telefon, din ceas inteligent, din tot. Așa, mai poți să-ți fac prin introducerea pornirii de motor și tot, partea de localizare, să vezi unde este mașina și cu aceste chei și ele sunt capabile să-ți localizeze mașina, dar doar prin Apple, iar varianta normală cu pornire din telefon, aia poate să-ți o monitorizezi de unde vrei tu, ok? Așa, și ce-a mai rămas? Dacă nu, hai să mergem un pic în spate, unde iată cât de bine sună sistemul, deci sună ca un motoraj de 2 litri, da. Cu varianta ce vă ofer eu, foarte elegant poți să-ți faci să sune această mașină ca o americană superbă. Doar trebuie să îți ofer acest sistem de la Thor, kitul de la Thor, care este alcătuit din unul sau două generatoare de sunet cu modulul
central care se conectează la mașină și poate să-ți ofere 18 tonalități, bineînțeles, de la Mercedes, Porsche-uri, Audi-uri, Corvette-uri, Lamborghini, Dodge Ram și multe altele. Poate să-ți ofere niște tonalități superbe, cât îți oferă Pops & Bams la final, adică mai pe românește popcorn, niște rateuri demențiale și urcă înturație de la, să zic așa, de la 1000 până la 4-5000 de ture, e stabil foarte, foarte tare. Deci sună într-un mare, mare fel. Deci pentru cei interesați pentru această variantă, foarte elegant, vă pot servi fără nicio problemă. Da? Deci acesta este echipamentul tău. Acum hai un electric, aici nu cred că este cazul să vă arăt, dar pot să fac pe orice tip de mașină. Ok, acum voi intra înăuntru și vă voi zice de la A la Z ce anume vrea această mașinuță, ca și multe altele. Bun, acum că suntem interior, vreau să vă arăt ce fac și ce voi face și ce fac la foarte, 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 foarte multe mașinuțe. Avem sistemele acestea de androidizare care permite foarte elegant mașinii să îți facă full Android acest sistem. Asta înseamnă foarte pe scurt că odată luat acest gadget introdus în USB, da, îți va face full Android aparatul din touch-ul original al mașinii. Deci în acest caz, tu dacă te apuci și vrei Netflix, YouTube, video și multe altele pe ecran, poți să realizezi. Iar atunci, demonstrativ, să vă arăt cum. Da? Eu deschid cotiera, extrag afară jucăria, iată, s-a extras și imaginea. Îl iau frumos, îl introduc aici în USB, ok? Și va porni imediat sistemul nostru de Apple CarPlay. Când se va face în varianta de verde, îmi va porni ceva ce nu veți vedea pe Camaro, pe Dodge, pe Lamborghini Urus a montat pe două, pe Maserati Levante, pe Ford Ranger Raptor 2023. Toate astea 2023. Iată, să vezi imediat să scrie Android aparatul original, fără să-i faci nimica, n-ai cum, da? Și ce scrie acolo Dodge, pentru că Dodge va fi proiectul care o să vi-l arăt aici imediat, care l-am realizat și vreau să vă arăt imediat cum am să personalizez eu inclusiv această imagine ca să o fac. Și am să încep cu începutul. Deci, repet, am montat această variantă pe foarte multe, de la Range Rover Velar, de la foarte multe mașini 2023, 22, 20, inclusiv și pe acesta 7, care îl vedeți aici, 2023, da? Am montat această chestie. Dacă răsfoiți prin TikTok-urile sau prin YouTube-ul meu, o să vedeți foarte multe asemenea proiecte gata realizate. Bun, dar acum hai să începem cu începutul. Deci în prima fază eu v-am zis, iată, a și pornit partea de Wi-Fi, ce este foarte important, ce m-a învățat domnul de la, cu Dodge, să zic că, zice, el este atent la detalii când povestesc, să vă zic că aveți permisiunea de a introduce un card SIM de 4-5G și un card SD pentru video player în cazul în care vrei să rulezi partea de video. Bun, asta este una. Deci permite 4G sau permite hotspot. Eu în momentul de față i-am dat hotspot sistemului. Asta este una la mână. Doi la mână. Hai să mergem frumos, să ne schimbăm frumos imaginea de aici, pentru că eu mi-am și downloadat deja partea de... Așa, numai un pic să-mi găsesc, așa, aplicația, partea de Chevrolet, da? Și iată, o să iau de aici, o să dau set pictures, wallpaper, și set wallpaper. Și atunci, dacă ies afară, în principiu, iată cum îmi apare acolo Chevrolet. De acum încolo nu va mai fi partea de Dodge. Ok? Bun. Și acum să începem cu începutul. Să vedeți ce știe acest minunat gadget care îl iubesc maxim. Avem message, nu ne interesează. Settings, de aici setăm limbă, oră, dată, tot, tot, tot. Avem Bluetooth, neapărat în cazul în care noi vrem să ne conectăm cu partea de telefon, da? Trebuie să intrăm și să ne conectăm cu telefonul pe acest sistem în modul în care utilizăm acest gadget, deoarece acest gadget fiind utilizat ca și mod de CarPlay, el îl cere ca un telefon. Deci conectarea lui este necesară să faci și cu el, doar în modul în care îl utilizezi. Pagina următoare, să vă arăt ceva ce nu o să vedeți niciodată pe un aparat de genul, da? Asta îmi place că am uimit câțiva clienți. Toată lumea zice, da, am Google Maps full wireless, fără nimica, ce-mi dai mai mult? Bun, fii atent aici. Îl scriu așa, Audio Tuning Center. În principiu merge și cu comandă vocală, dar nu știu, mai nou, de câteva zile nu reușesc să-i dau comandă vocală la acest sistem, dar nu numai lui, ci la Google Maps. Odată cum mi-arătă harta cartografiată,
doar că mi-arată cartografierea video, da? Deci, iată, am cartografierea video plus am varianta aceasta unde văd cartografierea de genul și cartografierea video. E, această posibilitate nu o să aveți cu niciun gadget original. Adică eu n-am băgat de seamă să știe careva gadget original această operațiune. Bun. Deci, avem odată varianta aceasta. Eu, dacă vreau de aici, o să intru, o să-i fac un split screen, o să ies afară, da? Și o să caut, de exemplu, hai să caut Waze-ul, ok? Caut Waze-ul, îi dau deschidere, îi dau split screen-ul să fie cartografiat normal și iată, de exemplu, o să am și varianta când o să am două sisteme de navigații, una total online. Așa, ăsta e să localizeze, bun. După care cartografiere video, cartografiere normală și Waze-ul cu tot ce înseamnă rapoarte, drumuri închise, tot ce este necesar. Deci iată ce mișto, putem ia două sisteme de navigație, depinde de care, pe care vrem să ne bazăm. Ok? Sau dacă vreau pot să pun aici YouTube-ul cu Waze-ul sau iGo, cu Netflix-ul sau ce vreau eu, dar asta să ajungem până la capăt, deci pot să fac orice dublură. Bun, deci asta este o chestie care nu puteți avea pe sistemul original. Varianta a doua. Hai să mergem mai în capăt. Phone, Home, APK instalare. Aici dacă am, o să vedeți, am iGo-ul instalat, de aici pot să-l dezinstalez sau să reinstalez sau orice altceva. Bluetooth Music e normal. Știți bine ceea ce înseamnă să dai, redai muzică prin Bluetooth, ceea ce știe mașina, da? A Speed Play. Din păcate n-am acum la mine să vă prezint un Apple, un iPhone. Oricum mașina are Apple CarPlay full wireless, dar în cazul în care tu nu ai Apple CarPlay wireless și îți merge prin cablu sistemul, eu am sistemul, să vă arăt imediat, care îți face full wireless sau îți face tot așa, acest sistem al nostru îți face partea de Apple CarPlay wireless. Deci dacă tu ai o mașină Apple CarPlay, așa, și iei acest gadget, odată că beneficiezi de toate secvențele astea video, a doua oară beneficiezi de partea când poți să ai gadgetul full wireless, da? Și Android Auto știe și Apple CarPlay, dar aici nu mai intrăm pentru că cine știe, știe. Cine are asemenea mașină. Mai puțin suntem, știți bancul ăla când se oprește cineva la semafor și zice: domnule, e bună mașina asta, de ce mă întrebi? Păi că nu prea cumpără lumea. Asta e una. Ca să facem așa o mică paranteză de haz. Și acum, să trecem la ale noastre. Apropo, această mașină are Apple CarPlay wireless, ceea ce n-aș fi crezut să meargă acest gadget al meu, pentru că am adus acum noul gadget care este pentru BMW-uri doar, pentru sistemele care au Apple CarPlay wireless, ca să le introducă în acest sistem. De ce? Pentru că de obicei când ai un singur USB, da, de acolo își face doar încărcarea, dar nu am crezut că o să-mi funcționeze, pentru că am încercat gadgetul nostru. Nu acesta, deci nu acesta, ci celălalt gadget, acesta l-am încercat pe un BMW și nu merge, de aia am adus acum expresia aceste pentru BMW sau pentru variantele care le merg Apple CarPlay wireless de fabrică. Bun, hai să continuăm. Trecem mai departe. Intrăm la Google Chrome. Din Google Chrome intrăm, sigur că pe site-ul nostru, pe www.soundidentity.ro. Asta e unul la mână. Și doi la mână, putem intra pe voio.ro să vedem Pro TV sau multe, multe altele. Dacă tot am intrat pe site-ul nostru, puteți ști că aceste gadgeturi le puteți comercializa de la noi. În cazul în care aveți interes, vă arăt acum cum puteți să-l găsiți pe site, cum puteți să-l comandați, dar ar fi bine să ne sunați înainte de a comunica pentru a putea ști foarte clar care sunt, așa zis, odată compatibilitățile și a doua oară disponibilitatea pentru orice produs, pentru că iată avem 5.999 de produse momentan, dar tot încărcăm pe parcurs ce ne permite vremea. Bun, și atunci, hai să vedem. Odată aici ne găsiți pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok, Sandu Hifi, nu uita, și pe WhatsApp, da? După care site-ul aveți oricum jos, aici sus, la început, la final de clip și în partea de jos, chestia asta că www.soundidentity.ro. Și dacă vreți să comandați un asemenea produs, iată, intri la configurator, selectezi autonavigație, da? După care selectezi marca, care este, nu autonavigație, vreau să fac altceva, modul Apple CarPlay și Android Auto. Marca, da? Ce este? Este Chevrolet. Hai să vedem. Uite, Chevrolet nu am, dar atunci mergem la Universale
și totodată la model, la universal, mai dau o dată universal, pentru că el ne cere marcă și model și uite, cazul în care ai Apple CarPlay de fabrică, dar nu e wireless, îți iei acest modul care e 699 de lei și ți-l face full wireless. În cazul în care vrei acest gadget care îl vezi, Android box-ul ăsta de aici, al meu, acesta poți să-l iei și funcționează bestial exact ceea ce vezi în acest videoclip. Deci el este produsul care poți să-l adaugi în coș și poți să-l cumperi instant dacă ești interesat. De aici ai dai resetare la contor și tu poți să te întorci înapoi ca să îți vezi ceea ce vrei. O să pregătesc chiar această secțiune pentru că am să fac după acest video un video rapid de TikTok, pentru că eu pe TikTok, pe Sandu Hifi, îmi pun foarte rapid toate, să zic așa, produsele, toate le filmez și acolo timpul este limitat. Bun, hai să trecem la pagina următoare. Aici avem contacte Play Store. La Play Store vă recomand întotdeauna să intrați atât pe telefonul dumneavoastră personal, cât și pe acest gadget dacă este, să apăsăm aici numai un pic că trebuie apăsat mai accentuat, da? La demers merge foarte bine. Iată, check for update, tot este la loc, pentru că oricând instalez ceva sau fac ceva, eu îmi amplasez toate aceste, așa zis, variante de update-uri, mi le fac instant. Bun, iată aici, de exemplu, pot să văd mai multe poze care le am eu salvate, da? Sau pot să văd total altceva, ia să vedem ceva mai interesant. Uite, de exemplu, torul, oricum și torul momentan și-a schimbat partea de modul, deja acesta este modulul nou de la tor, care este disponibil deja la noi, avem foarte multe toruri pe stoc, deci cine vrea, cu mare drag, vă stăm la dispoziție pentru aceste gadgeturi, da? Iată ce mișto, avem toate variantele de poze, am foarte multe poze și downloadate și tot, așa că cine vrea, nebunel, vă știți bine că vă stau la dispoziție cu toate gadgeturile, pentru că am foarte, foarte multe idei pentru toată lumea. Bun, astea sunt poze de ale mele. Ok, next, hai să vă arăt ceva ce nu o să vezi în viața ta, pe niciun Maserati, pe niciun Camaro, pe nici un nimica, da? Parte și secțiunea de iGo. iGo este un sistem de navigație care este full offline, sunt pe navigații dedicate, merg pe navigații Android, niciodată nu o să meargă pe o navigație originală, partea de iGo, da? Care o vezi în 3D, în 2D sau cum vrei tu, de sus, de jos, vorbește românește, are căutare rapidă, îți vede extraordinar de bine și precis și nu ai nevoie de internet oriunde ai fi în lumea asta. Ok. Se poate actualiza foarte ușor și este super. Iată YouTube Music-ul, care sigur l-ai și poți să l-ai prezent, dar că l-ai în asemenea mod cu playlist-uri, cu videoclipuri, cu tot ce este necesar, da? Dacă ai YouTube Premium, după care YouTube-ul mare lăsăm la urmă, iată și Spotify-ul, da? Care este și el aici frumos activ. Toate sunt logate pe momentul de față. Acum tot îi lucrează bine și iată că n-are lagul, n-are nimic. Totul depinde de încărcarea de telefon, cât de bun internet ai. Eu momentan, de pe exact pe telefonul pe care filmez, de pe el rulez. Dacă tot suntem la music, mai trec repede până pe ultima pagină și am să intru un pic pe SoundCloud, numai să-l apăs corespunzător, pentru că și aici avem o varietate foarte mare de muzică și avem foarte multe posibilități de playlist-uri care nu le găsești pe YouTube sau nu le găsești altundeva. Bun, dacă mai vreau să închid, de exemplu, din ele, iată, le închid așa, da, pe toate, le închid, care nu le folosesc, le las, care le las, mi le las, așa, iată, de aici pot să-mi închid foarte multe și am foarte multe deschise, având în vedere că îmi lucrează și foarte bine aparatul. Bun, hai să trecem la niște chestii mai drăguțe, ceea ce v-ar place, nici chestia asta nu visa că nu o să o ai niciodată pe mașină, numai cu nebuneala mea, da? Ei, iată ce este ăsta, Digi Online, ok? Dacă intri aici la Digi Online, da, și caut, de exemplu, hai să căutăm în prima fază ce le place domnilor, după aia căutăm ce le place copiilor și doamnele, să-și aleagă ele ce vor după aia, iată că aici avem, uite, televizor, da? Iată, te uiți la Digi, la Digi Sport, te uiți la Digi Online, te uiți la ce vrei tu, da? Iată, uite, schimb pe Digi Sport 2, da? Așteptăm un pic să intre, dar lagul ăsta îl face practic încărcarea internetului, da? Iată ce frumos, și aici poți să ai fotbal fără nicio problemă, da? Iată, să dăm un Digi 4,
să-și încarce, după aia merge perfect. Deci atâta e maxi lagul de așteptare care îl vedeți aici, da? Iată, Eurosport, Digi4. Încercați să caut total altceva față de sport, de fotbal. Iată, tenis, Formula 1, biciclete, motorete, tot ce vrei. Dar acum hai să vedem și altceva. Uite, am HBO, da? Deci pot să mă uit la HBO direct la mine în mașină, fără problemă. Uite, vezi? HBO. Care vrei? HBO 3, HBO 1, HBO 2. Poți să-ți pui Disney Channel, Disney Plus, HBO Plus, HBO Max, tot ce vrei, toate le poți avea, iată HBO 3, deci le poți avea într-un mod deosebit de plăcut. Dar acum să mai vedeți o secțiune faină, care îmi place mie, când vorbesc de puiuți, da? Iată, de exemplu, îi pun Minimax. Se-și încarcă și iată Minimax, da? Iată Disney Junior, deci putem și la copii să-i punem ce vrem noi, da? Nu neapărat în asemenea mașinuță, putem să vorbim de orice alta, dar mai am aici ceva nou care l-am învățat de la puiuți, da? Ce mi-a fost clienți și aici părinții puiuților. Tata, tra-la-la, merge? Iată tra-la-la că merge și el, deci avem și partea aceasta de tra-la-la funcțională. Deci poți să te uiți la ce desene vrei tu, pentru că tot pachetul de pe varianta ta de pachet de acasă, tu poți să îl ai aici. Plus, bineînțeles, mai poți să ai încă o chestie superbă, poți să ai și radio, că tot am uitat de radio, Pro FM, Chill și multe altele radio online le poți avea disponibile. Bineînțeles că poți să spui și o aplicație de radio online, așa, și iată, poți să faci și un mic split screen. Explorer Fire de aici cotrobăiesc și poți să-mi pun ce vreau eu în sistem, da? Uite, de Netflix, iată să ai și Netflix-ul la tine în mașină, de ce nu? Dacă tot ai un Camaro. Ok, aici intrăm pe un anume cont, care îl am eu aici. Așa. Și iată ce mișto, pot să am Netflix-ul disponibil cu toate serialele, cu toate posibilitățile care le oferă Netflix-ul. Bun, deci avem și Netflix, dacă ați observat, avem tot. Ieșim. Așa. Și acum trecem la pagina următoare, unde Lucky Cam ar fi aplicația care, m-am zis, camera de vedere de monitorizare s-ar putea vizualiza direct în sistem, dar momentan nu există. SoundCloud nu ne interesează, Waze-ul este unul normal, care îl are orice mașină, în orice variantă, mai ales 2023, nu este o noutate să ai un Waze, să ai un Google Maps, dar la Google Maps ați văzut varianta care o am eu, nu o să o aveți, pentru că varianta asta este mai ciudată, mai profesională, să zic așa. Bun, după care hai să vă mai arăt încă o chestie tare, ce nu o să vezi pe mașină niciodată, pentru că mi s-a cerut WhatsApp, da, WhatsApp, exact original. Uite, intru într-o conversație unde suntem un grup de mai mulți oameni, da, și aici putem, avem postări, avem tot ce este necesar ca să vezi, da, ce ți se scrie pe WhatsApp. Numai eu vreau să închid WhatsApp-ul să nu se vadă mesajele, pentru că am foarte multe, deci WhatsApp-ul este într-un mod perfect, să zic așa, vizual, cu conversații, poți să scrii, poți să îi dai comandă vocală, să scrie, poți să citești, poți să vezi poze, poți să primești informații, tot. Bun, de ce să n-ai și TikTok pe mașina ta? Da? Am avut client expres care mi-a cerut partea aceasta de TikTok, secțiunea de TikTok, dacă o aș avea-o, da? Bun, și hai să intrăm direct pe contul nostru, care aici mă găsiți pe TikTok ca și Sandu Hifi, ok? Și aici, dacă tot derulez, eu de mâine, când o să vezi Camaro asta, o să fie și Camaro, o să fie și Dodge-ul și o să fie multe altele, iată A7-le care este acum terminat aici, A7-le este 2022-2023, da? Plus multe alte mașini cu lumini ambientale, cu cheile inteligente, uite Mercedes-ul W223-2023 care și el este terminat și este făcut tot cu această operațiune de androidizare, da? Care va mai veni încă la o secțiune de Lanco secțiune, iată aici este androidizare, am pus Twitter-ele alea 4D, am pus foarte multe chestii, abia aștept să prind aici, să zic așa, un Ford Mustang, să-i mai fac și lui această chestie, pentru că și Fordul Mustang în principiu ar fi tot așa, cred că ca și ecran și ca tot, ca și funcționalitate, dar aici vedeți foarte multe proiecte de ale mele. Nu știu dacă știți, dar aici vedeți, vezi Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, intri și poți să le vezi și într-un alt mod. Bun, așa, ce mai este încă două chestii rapide, VLC player care iată-le aici și pe el. Hei, ce am râs eu aici cu clientul anterior, deoarece noi eram cu Dodge-ul și videoclipul
dacă ați văzut, a pornit exact cu un Dodge ca și imagine și era super de frumos. Deci iată ce mișto se vede și videoclipul, poți să derulezi ca YouTube, să-i dai next sau să-i dai reverse. Așa, cred că l-am dus până în capăt. Așa, are niște culori, uitați aici, fenomenal de frumoase, deci chiar excepționale ca și culori, e grave. Iată, uite, fenomenal de frumos. Bine, și mașinile au niște culori excepționale, da? Deci tot e bestial. Bun, hai să ieșim și de aici. După care, ce ar mai fi? Uai, mi-am pornit încălzirea scaune. Bun, nu trebuia. Ok, stingem tot. Nu știam ce suflă aici, ventilația în scaune. Corect. Bun. Acum, hai să vedem ultima secțiune care vreau să vă prezint. Este partea aceasta de YouTube, unde dacă intrați la mine pe canalul de YouTube, unde o să vă zic și cum se intră, iată. Îi dau comandă vocală, text. Sound Identity. Nu strig, nu îl agit, deci zic foarte finuț, da? I-am dat Sound Identity și dacă mă căutați, iată Sound Identity, așa, instant o să găsiți tot ceea ce trebuie canalul nostru. Deci găsiți cu această ștampiluță al nostru canal de YouTube. Dacă intrați aici, eu să vă arăt acum de mare doar câteva mici lucrări. Iată aici, tot așa, Bentley, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Mercedes-ul ăsta 2023, Mercedes W222223 2019 sau 18 2023, da? Cu diverse, cu lumini ambientale, cu reparații, cu tot cu lumini ambientale, cu 4D tweetere, cu tot cu ce înseamnă grile iluminat și tot. Dar dacă vrei să cauți o mașină mai interesantă ca și asta, unde o să o găsești? Intră aici la playlist-uri, apeși neapărat pe Created Playlist și aici o să vezi foarte multe 01 top proiecte, 02, 03 tor, partea cu tor cu evacuare, unde o să poți să vezi cât de superbe sunt aceste evacuări electronice, da? Asta e una la mână. Și dacă vrei să cauți numai mașini din astea americane, iată, cred că aici o să le găsești, pentru că la Chevrolet o să intru imediat. Iată, aici găsești mașini americane diverse făcute de mine, da? Și ia să-i dau un back. Așa. Ia să intru la Chevrolet, că ar trebui. Uite aici la Chevrolet. Și aici la Chevrolet mai sunt câteva dintre mașinuțe făcute de ale mele. Iată, Corvette C6. Găsești aici, găsești foarte multe nebunel, dar nu numai de Chevrolet, găsești de toate. Bun, dar bineînțeles aici, dacă intri la video, aici o să vezi multe videoclipuri de ale mele cu haioane electrice, cu porniri din ceas inteligent din telefon, cu lumini ambientale, cu grile, cu cheia inteligentă, cu camera de vedere, cu sisteme audio, cu navigații diverse, camere față-spate în original, pe tablete, pe tot ce vrei, monitoare, reparații camere, tot, atâta de multe am, pentru că sincer nu le mai țin pasul. Bun, iar acum la final, ceea ce aș vrea să vă zic, că am făcut un final pentru toate videoclipurile unde eu prezint modul în care mă puteți contacta, modurile în care putem să comunicăm și tot ce înseamnă social media, număr de telefon și toate posibilitățile de a fi contactați. Ok? Rămâneți și vă voi prezenta toate posibilitățile și în cazul în care doriți acest gadget, nu uitați soundidentity.ro și număr de telefon și tot, sunați-ne să comunicăm, să vorbim și să putem duce până la capăt orice variantă de business doriți dumneavoastră sau orice procedură pentru partea aceasta de mașină, fie ea Chevrolet, fie ea altceva. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9:19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care,
Hai să începem așa. Avem așa. Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp. Toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web. Da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici. Să văd dacă reușesc și să sunt logat pe acest dispozitiv. Da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hi-Fi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hi-Fi, ei, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți-mi, da? Iată, aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok. Dacă îi dai Tesla, vezi Tesla. Dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, variantă de androidizare pe sistemul original la cel mai nou tip de Mercedes Plus, niște tweetere 4D demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia, Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat, să iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de prezentare și aici, vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri, tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hi-Fi, aici poți să vezi foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim. Și tot aici în shop-ul nostru online, după cât v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Toru Radia, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Căci și partea de încălziri în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu Hi-Fi, soundidentity.ro, cât și partea de evacuări, Tor, Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului. După care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o altă autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i dăm un Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe, uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că, uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 ceva de produse, am 4313 navigații, deci uitați-vă atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu, intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu, și după aia te întreabă model după an, și te ajută și modelul și anul și tot, da, căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Ți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Că am 3, dar dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare, ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele, oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste... Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, cameră monitorizare trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu, uite Skoda, îmi dă 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da?
Îți arăt aici manoperă card USD și îți arată variante. Avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei. Dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față? Scrie aici, filmare față-trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față-spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față-trafic doar față-trafic plus parcare, față-trafic fără parcare, adică modul static nu-ți va filma. Aici, față-spate, trafic fără parcare. Următorul este față-spate plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți dea seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale mai nou, am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe, și hai să vedem un modul care este, deci tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără, varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul, auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție, da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare, îți cauți așa, modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da, model, uite, hai să vedem care are, de exemplu A3 OP-ul, da, ok, și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original, ok, sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 Opter 2018-2017, da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 nou, 4M nou, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vreau o evacuare electronică, iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, Toro Evacuare, selectez marca sisteme Toro Exhaust, selectez model Toro Exhaust și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, tor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care tor, modul, da? Modulul central care vi l-am prezentat este atâta, un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta, deci tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da, marcă, uite, Cadillac, sunt trei bucăți, da, și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la Z cum să cotrobăiți în site, după care bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi, da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4 B8? Uite, așa. Îi dai A4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan am mult mai multe, dar încă sunt în probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare.
configurator, autonavigații, marca, hai să zicem BMW, ok? Uite cât de simplu e site-ul. Eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3 E46, de exemplu. Da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el. Da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu pentru verificarea compatibilității. Vă rog să ne sunați. Așa. După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vă vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă super, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi la în YouTube, da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sound Hi-Fi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sound Hi-Fi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber, momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri, așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube, peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, Shows Life, Playlist-uri, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici reparat un Bentley Continental, aici montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc, câte mașini Maserati, Hyundai-ul noi, câte variante și generații de mașini, cu, începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere de vedere, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4E hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzire, 06 sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și torul le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. E, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, incinte, bași, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzori de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră, față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici, vezi, 82 de videoclipuri, 8 videouri, 83 videoclipuri. Găsești aici câte sunt, da? Aoleu, la CarPlay-uri câte? 101, da. De la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, unde vrei tu, Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan, tot ce vrei le găsești aici, ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate, da? Deci tot găsești aici foarte elegant
expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro. Da? Totodată, de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți cu câteva minute anterior, v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlist-uri create, cum v-am arătat și îți găsești ce vrei tu, ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity, bye bye!